Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la etapa interviului pentru funcția de... deci, în cadrul concursului pentru selectarea ombudsmanului, avocatului poporului. De precizare, avem același set standard de întrebări pentru toți candidații, sunt 9 la număr. Rugămintea noastră este să încercați să formulați răspunsurile cât mai succint. 9 întrebări, 30 de minute per candidat, asta ar însemna 3 minute per întrebare. Cu mențiunea că s-ar putea să vă întrerupem la un moment dat, în cazul în care răspunsul la una dintre întrebări depășește substanțial, nu zic la 3 minute și 2 secunde, dar substanțial timpul alocat acelei întrebări, astfel încât să creăm condiții egale pentru toți candidații. Prima întrebare este clasică. Care sunt acele competențe care vă recomandă pe dumneavoastră pentru această funcție? În primul rând, bună dimineața! Anunț din nou că sunt în conflict de interese cu Veronica Roșca, deoarece mi-este doctorandă. La fel, care sunt competențele mele, stimată comisie specială de selectare a candidatului la funcția de avocat al poporului, noastră aveți o misiune, sau misiunea de a selecta cel mai bun candidat din numele poporului pentru această funcție. De aceea, pentru a identifica cel mai bun candidat, trebuie să vedeți dacă el are competențele profesionale, are acea integritate, are acea autoritate în societate și are acele abilități practice de a apăra drepturile omului. Nu întâmplător am uitat astăzi în fața domnilor voastre cu o parte din manuale, monografii, nu vorbesc de articole, care au legătură directă cu instituția Avocatul Poporului, Ombudsmanul de Republica Moldova. Mă bucur că eu sunt printre primii care am readus acest termen în conceptul juridic al Republicii Moldova și în fața domnilor voastre este monografia Instituția Avocatului Parlamentar din Republica Moldova. Din ce cauză spun, fiindcă inițial cunoaștem cu toții că în 1997 a fost instituită Republica Moldova, Instituția Avocatului Parlamentar, a fost un promotor activ al organizării Republica Moldova acestei instituții, însă am criticat din start denumirea aceste instituții și am pledat pentru instituția Avocatul Poporului, în paranteză Ombudsman. Stimați deputați, în această monografie mai toate concluziile și recomandările care le-am realizat în 2001 au fost reflectate în legea cu privire la Avocatul Poporului în 2014. Începând cu denumire, începând cu atribuții, începând cu Consiliul de Prevenire a Torturii, începând cu temerile de primire a sesizării. La fel, în fața mea este o altă lucrare, este non-discriminarea în condițiile constituționalismului contemporan de Republica Moldova. Deci, ca o spun că este o altă lucrare de referință, fiindcă a fost la fel primul, Republica Moldova, care a readus principiul non-discriminării, principiul egalității, criterii de discriminare, forme de discriminare care am reflectat într-o lucrare științifică care se numește Teoria și practica eliminării formelor de discriminare în condițiile constituționalismului contemporan din Republica Moldova. Pe lângă faptul că am 3 studii superioare, pe lângă faptul că sunt doctor, doctor habilitat, profesor, i-am avut onoarea să fiu în 2002 selectat de către Statele Unite ale Americii în cadrul proiectului Fulbright de a face cercetări științifice pe problema evoluției și apariției constituționalismului, ceea ce înseamnă că o parte din teza mea de doctor habilitat a avut loc sau a fost realizată în Statele Unite ale Americii anul 2002. Nu am făcut studii, dar am făcut cercetări științifice. La fel, în fața mea este altă lucrare, transparența în activitatea autorităților publice. La fel, unul din principiile de bază care stă la baza activității autorităților publice, inclusiv instituția ombudsmanului. La fața mea este altă lucrare, integrarea minorităților etnice în Republica Moldova, fiindcă unul din domeniile de activitate a ombudsmanului este și protejarea celor minorități etnice de a le face să se integreze în spațiul Republica Moldova pentru a garanta unitatea poporului Republicii Moldova. În fața mea, la fel, este ultimele ediții drept constituțional și instituții politice, unde, la nivel universitar, noi abordăm instituția ombudsmanului sub aspect științific. La fel, în fața dumneavoastră este juridicesca zășită praf celoveca. Eu nu m-am limitat numai la vorbitoare de limba română. M-am limitat și la vorbitoare de limba rusă, fiindcă a treia parte din populație vorbește limba rusă.
La fel, în fața mea asta este Constituția e pravă. La fel, am scris-o pentru vorbitură de limba rusă. O altă lucrare, monografie, regimul de guvernare. Este o lucrare nouă, fiindcă nu cunoaștem că drepturile omului pot fi garantate numai într-un stat de drept și unii s-a determinat concret ce regim de guvernare este Republica Moldova. Pentru a avea o carte de vizită pentru străini, am scris pentru cei care solicită azil politic, cei care solicită cetățenii Republicii Moldova, Constitutional Law în limba engleză. La fel, mă bucur că împreună cu mulți autori din străinătate, din Germania, din Rusia, am scris drepturile omului, mecanisme de protecție internaționale și din Republica Moldova. Și, stimați deputați, acesta este manual care o parte din voastră a sunut examenul, protecția juridică a drepturilor omului, unde am reflectat atât mecanismele naționale cât și internaționale de protejare a drepturilor omului, am reflectat în acest manual conținutul de drepturi și libertăți, evoluția drepturilor omului și mă bucur că a fost primul manual în Republica Moldova. De aceea am arătat numai aspectul științific care l-am făcut în domeniul drepturilor omului, dar în afară de știință, eu am făcut și practică. Am fost avocat și sunt avocat de mai mult de 25 de ani. În procesul respectiv am apărat sute de cazuri. Am cazuri câștigate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cazul Sofranski, libertatea de exprimare, și un caz răsunător, cazul Kolobyshko, împotriva Republicii Moldova și Federația Rusă, apărarea dreptului la viață. În cele de urmă am cazuri câștigate la Curtea Constituțională, cazul meu concret, legat de poligraf. Atunci când am trecut poligraful Polohatniuc, nu m-am oprit, am avut aceste cazuri câștigate la Curtea Constituțională. Stimați deputați, consider că toți candidații pentru această funcție, cei 7, sunt buni, dar eu am un atu. Spre deosebire de ei, eu am o pregătire teoretică, fiindcă sunt unicul candidat care am ținut teză de doctor în domeniul respectiv. Nu pentru faptul că sunt tare deștept, dar am făcut cercetări în acest domeniu. De aceea, eu consider că pentru un moment, noastră sunteți, așa știți, obligați ca din numele poporului, să selectați acea persoană care va fi credibilă poporului, acea persoană care va avea încrederea poporului și în cele din urmă să readucă viabilitatea acestei instituții în Republica Moldova. Știți din ce cauză? Fiindcă această instituție a apărut, știți când? Atunci când numărul de funcționari publici în stat a crescut enorm, atunci când Parlamentul a pierdut controlul asupra autorităților publice și atunci când numărul de autorități a ajuns în așa număr că nu mai puteau fi controlate de Parlament. Și atunci Suedia a ajuns la concluzia că este binevenit ca să introducem o instituție nouă, ajutătoare Parlamentului, ca să-i verifice referitor la abuzurile pe care le comit funcționare din cadrul administrațiilor publice. Eu am multe de spus la acest subiect, de ce eu să mă opresc aici. Mersi. Vă mulțumim. Următoarea întrebare. Domnule Cârnați, bună ziua! Următoarea întrebare sunt în felul următor. Numiți trei probleme stringente din Republica Moldova în domeniul drepturilor omului și acțiunile pe care le veți întreprinde pentru a remedia aceste probleme. Cumva corelativ fiecare probleme, anumite acțiuni. Referitor la cele trei probleme cu care se confruntă în prezent în Republica Moldova legate de drepturile omului, cu toți cunoaștem aceste probleme, au fost reflectate în diferite rapoarte naționale și internaționale, au fost reflectate în raportul anual al Ombudsmanului de Republica Moldova și eu parte anume aceste probleme le-am reflectat acum în lucrarea non-discriminarea. La capitolul garantării drepturilor, acum la educație, dreptul la sănătate și dreptul la garanții sociale. Deci, ca vă spun că dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul la garanții sociale, unde includem și dreptul la muncă, le spun în felul următor, fiindcă în ultimul timp, dreptul la educație este încălcat prin faptul că petrecem marea majoritatea orilor online, mai ales acum ultimele două săptămâni de zile. S-a demonstrat că o parte din copii nu au acces la aceste tehnologii informaționale și ca rezultat s-a încălcat aceste drepturi la educație. A doilea moment e legat de accesul la educație a persoanelor cu dizabilități. A treia parte din universități nu au rezolvat problemul de acces a persoanelor cu dizabilități locomotorii la studii universitare. La fel, vorbim despre dreptul la educație,
persoanelor care se află în conflict cu legea, persoane private de libertate, fiindcă, conform Constituției, ei sunt privați de libertate, dar nu sunt privați de dreptul de a face studii, de a avea acces la studii. De aceea, în calitatea mea de avocat a poporului, voi ridica aceste probleme la nivelul cel mai înalt, în raport cu Parlamentul, ca să elaborez acele legi care în cele de urmă să fie remediate probleme respective, la nivel de guvern, ca să elaborez acele politici ca să fie garantate aceste drepturi persoane respective, la fel voi căuta fel de fel de sponsori sau parteneri externi care ar implementa prin proiecte concrete în respectarea acestor drepturi ale omului. Referitor de acum la sănătate, a doilea drept. Cunoașteți voi, în perioada pandemică, sănătatea era garantată numai celor persoane care erau mult mai așa bătăușe, mai vocale, persoane care a spus că mi s-a încălcat un drept și punctul, de ce eu am dreptul la sănătate. Și în perioada pandemică am uitat foarte mult de persoane care au avut boli cronice, persoane bolnave de virusul HIV-SIDA, persoane bolnave de tuberculoză, persoane care au probleme cronice, dar ei sunt cetățeni Republicii Moldova, ei dar tot plătesc acest fond al asigurărilor medicale. De ce această discriminare care am reflectat-o anume acest lucru, adică criteriul de discriminare legat de sănătate, la noi Republica Moldova este la ea acasă, fiindcă unul din criteriile de a exclude discriminarea, noi am spus că este starea sănătății. Tu nu poți să discriminezi o persoană în raport cu altă persoană în legătură cu faptul că la noi în vogă acum lupta cu pandemia COVID, deoarece toți plătim asigurarea medicală, înseamnă că toți au acces la acest tratament din partea medicilor. Legat de dreptul la sănătate, eu sunt de părere că statul trebuie să reîntoarcă cu față la medici, fiindcă acel exod a medicilor care pleacă în străinătate duce în cele de urmă și la încălcarea indirectă a dreptului la sănătate, fiindcă cu cât mai puțin medici vor fi, cu atât la un medic numărul de populație va crește. Deci statul trebuie să se reîntoarcă cu față spre medici în sensul motivărilor salariale și în cele de urmă de a le garanta astfel de condiții de muncă, că să nu caute locuri de muncă în România sau în statele europene, dar să îi protejeze medicii noștri la noi acasă. De aceea, eu ca și avocat a poporului, la fel, vor ridica aceste probleme la nivel parlamentar, la nivel guvernamental și voi vocifera ideea că nu este bine ca să fie discriminați unei persoane pe criterii de acum a stării sănătății, dar să fie tratați cu toții în raport cu statutul că este persoană care locuiește pe teritoriul Republicii Moldova. Mulțumim. Mulțumim. Următoarea întrebare... Domnule Cârnați, întrebarea mea vizează care ar fi primele acțiuni pe care le veți întreprinde în cadrul instituției, subliniez în cadrul instituției, imediat ce veți fi numit în cazul în care veți fi candidatul ales. Mulțumesc. Domnule deputat, când dumneavoastră ați venit deputat, primele acțiuni care le-ați făcut, în primul rând v-ați familiarizat cu legislația care a stat la baza activității dumneavoastră ca și deputat. A doilea lucru, dumneavoastră v-ați familiarizat cu acele practici care există în cadrul Parlamentului. De aceea, ca și orice persoană care este numită într-o funcție nouă, persoană care n-am lucrat în cadrul avocatul poporului, în primul rând voi face o evaluare a funcționalității instituției ombudsmanului. Nu în scopul de a-i disponibiliza, de a elibera din servici, dar să văd cu ce potențial uman eu voi lucra în cadrul instituției ombudsmanului. La fel voi vedea dacă acea structură organizatorică a instituției este în conformitate cu conceptul meu de dezvoltare a instituției ombudsmanului sau voi parveni cu alte modificări la capitolul comasării sau lichidării unor direcții pentru a identifica strategiile sau a identifica problemele grave cu care se întâlnește cetățeanul din Republica Moldova. Fiindcă cunoaștem noi prea bine că ombudsmanul la capitolul ratificării tratatului internațional este foarte bine. Această direcție din cadrul ombudsmanului lucrează minunat. A doilea moment, foarte bine este la capitolul de acum politici proiecte de legislație. Stă foarte rău la capitolul examinării petiții, stă foarte rău, și stă de acum foarte rău la capitolul de acum implementării recomandărilor pe care le formulează ombudsmanul. De aceea eu ca și avocat a poporului voi identifica care sunt problemele când noi suntem rău la capitolul examinării petiției și din ce cauză nu se
implementează în viață recomandările avocatul poporului, ca ulterior să vin cu anumite propuneri de îmbunătățire la acest domeniu. Acum este prematur să spun că voi avea succese enorme la acest capitol, fiindcă, stimați deputați, toate statele care au avut succes în acest domeniu s-au legat de persoană. De persoana avocatul poporului. De capacitățile lui de a-și impune punctul de vedere în raport cu autoritățile publice. Fiindcă autoritatea publică, dacă va ști că în fața dumneavoastră este un avocat a poporului care își va duce până la capăt recomandarea pe care a formulat-o, numai decât o va lua în serios. Mai mult ca atât. Și populația va avea încredere în această instituție cât și în autorități publice. De aceea, pentru a readuce credibilitatea în instituția ombudsmanului cât și în autorități publice, voi face tot posibil ca vocea avocatul poporului să fie cu adevărat vocea poporului, dar nu vocea deputaților, dar nu vocea de acum a guvernanților, fiindcă guvernanții, deputații, au posibilitatea de a vorbi în fața Parlamentului, în fața tribunii parlamentare, pe când poporul are posibilitatea să vorbească prin deputați sau prin portavoce avocatul poporului, fiindcă această instituție, avocatul poporului, este un mecanism ajutător a deputatului de a identifica problemele cu care se întâlnesc cetățenii în teritoriu, fiindcă deputații, fiind de acum reprezentanții poporului, de acum trebuie să vorbească din numele poporului în cadrul Parlamentului. Noi, prin acest mecanism, examinarea petițiilor, nu formale, dar așa cum a făcut noi în cadrul Comitetului Helsinki, în practică, ne vom deplasa la fața locului, ne vom documenta, vom vorbi cu funcționarii publici la nivel local, cu primarul, cu consilierii, care a stat la baza încălcării acestei drepturi ale omului. Și uitați-vă care sunt acțiuni de reacționare. Primul lucru pe care eu îl văd, ca și avocat al poporului, inițial, după ce primești sesizarea, anunți autoritatea publică, nu, după, o primești și o citești. Și când citești, vezi vădit că e încălcat dreptul omului. Anunți autoritatea publică că ai primit o astfel de plângere. Și recomand, vezi, nu aștepta ca să fie examinată. Nu aștepta. Reacționează, 1, 2, 3. Când vezi că nu a reacționat, atunci când de acum întocmești acest aviz, eu sunt de părere că e binevenit ca deputații să fie informați cu cele mai grave probleme cu care se întâlnește societatea. În același moment, acest aviz a trimis către deputați Comisia pentru Drepturile Omului, Comisia Juridică, Numiri și Imunități, acele comisii care au legătură cu dreptul sau libertatea încălcate, dar în același moment, avizul respectiv a trimis și autorității care a încălcat acest drept. Însă arăsc pe cum că tu ai informat și deputații că după aceea acțiunile de reacționare vor fi mult mai eficace. Și tocmai în ultimul rând, când vezi că nu mai reacționează, utilizezi toate mecanismele posibile, legale, permise de lege, de a aduce la cunoștința publicului dreptul sau libertatea încălcată de către această autoritate publică. Dar înainte de a aduce la cunoștință, tu trebuie să arăți funcționarului cum trebuie să rezolve această problemă, cum să o rezolve, dar nici de cum să nu fie ca o bâtă, ca un fel de sabia Damocle, că dacă nu faci, el nici nu știe cum să o facă. Fiindcă nu a fost instruit la acest capitol. Pentru aceasta suntem noi vinoveți, cei care nu i-am adus informația respectivă pentru a rezolva această problemă legată de drepturile omului. Da, domnul Grădinaru. Bună ziua, domnule Cârnaț, Vasile Grădinaru. Dumneavoastră probabil că cunoașteți că orice echipă, în dependență de liderul sau care îl are, poate avea rezultate diferite. Aici am să fac o paralelă cu fotbalul, da? De exemplu, echipa națională a Federației Rusiei în funcție cu Gus Hiddink sau Liverpoolul cu Jurgen Klopp sau, nu știu, Jose Mourinho cu Chelsea și așa mai departe. Deci aceeași echipă, conducător diferit, rezultate diferite. Întrebarea mea către dumneavoastră este următoarea. Cum veți aduce dumneavoastră la îndeplinirea sau implementarea obiectivelor pe care dumneavoastră le aveți cu echipa care este, pentru că este echipa care este, și să deveniți dumneavoastră acel conducător care va aduce rezultate care nu le-a mai avut echipa de zeci de ani sau poate niciodată? Eu nici nu mă îndoiesc că va avea rezultate. Și vă spun în felul următor. Din cei candidați care astăzi pretind la funcția avocat a poporului, s-ar putea să identific unul cel puțin să-mi fie ajutor. Sau chiar poate doi. Când m-au uitat că au o pregătire foarte bună la capitolul teoretic, mai puțin la aspectul practic. De aceea, odată ce a manifestat voința să candideze, să-și prezinte în public cunoștințele, de ce să nu fie propus la funcția de ajutor avocatul poporului.
Doi, eu voi evalua, am spus, acele persoane care sunt angajate în cadrul avocatul poporului, fiindcă mie îmi place să lucrez la bun început cu ceea ce este în prezent. Fiindcă persoane care au manifestat voință că la acel salariu care este în prezent să lucrezi la avocatul poporului, pe ei trebuie la bun început să-i motivezi să rămână în continuare și pe ei să-i bazezi că vor să lucreze în continuare. În caz contrar, dacă nu vor dori, s-ar putea să identificăm din organizațiile neguvernamentale, din profesori universitari, din persoane care au fost cândva lideri în diferite domenii, politic sau lideri sindicali, ca să-i motivăm să vină în cadrul avocatului poporului pe anumite direcții. Cunoaștem prea bine că cei care au fost lideri sindicali cunosc problema socială-economică. Dreptul la muncă, dreptul la pensii, garanții, este una din asigurarea drepturilor sociale-economice din țară. Cei care au fost lideri politici, o parte, cunosc foarte bine cum se garantează dreptul de alegeri, dreptul de a fi ales. Îi identificați și după aceea îi cunosc foarte bine cu ce probleme s-au întâlnit în cadrul participărilor la alegeri sau cadrul când au pierdut aceste alegeri. Spun lucrul acesta fiindcă și eu am candidat la funcție de primar general. Mi-a fost cândva oponentă în multe dezbatere. Am candidat și eu la funcție de deputat. Cunosc prea bine care sunt acele probleme legate de dreptul de alegeri de a fi ales și după aceea pentru a-i readuce pe toți în albia egalității în fața concurenților electorale și a codului electoral și a dreptul de a fi ales, vom veni cu o echipă care, cu persoane profesioniste în acest domeniu. Nu bine să inventez eu bicicleta, dar, cel mai bună echipă o face atunci când tu ești lider autentic, când tu dai exemplu că poți conduce această echipă. Și eu consider că pot fi o astfel de lider, fiindcă cândva am fost director executiv al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului. Aproximativ ce se ocupa Centrul pentru Drepturile Omului, ocupam noi la comitet. Primeam plângeri, anual primeam peste 1.000 de plângeri. Din 1.000 de plângeri noi formulam sau le sesizam cele care erau stringente, tortură, tratament inuman și degradant și în cele de urmă acționam. Am criticat o singură dată instituțiile penitenciare, unde s-a aplicat cel mai mult tortura. Acolo am avut cazul Bezman împotriva Republicii Moldova. Acest caz a fost răsunător. Când persoana din penitenciar a scris o plângere către speakerul Parlamentului Marian Lupu, dumneavoastră nu știa care e mecanismul de rezolvare a acestei plângeri și a întors plângerea înapoi la directorul penitenciarul din Taraclia. Până la urmă, această persoană a fost supusă torturii, a fost supusă să mănânce această petiție. Noi, ca și Comitetul Helsinki, am reacționat. Mai mult ca atât, am făcut flash mob în 2007-2008. Mă spuneți-mi organizațiile guvernamentale care și-a permis în toiul regimului comuniștilor în frunte cu Voronin să plece în piața Marea Dunării Naționale să facă flash mob să spună alungăm din Republica Moldova tortura roșie așa ca să garantăm drepturile omului. Puteți să verificați lucrul acesta prin rețele de socializare. Ceea ce înseamnă că, odată ce am putut să conduc o organizație neguvernamentală care cu adevărat apărat drepturile omului, cu atât mai mult pot conduce și o instituție statală, o instituție care, în conformitate cu Constituția, are menirea să asigure respectarea drepturilor omului din partea cui? Din partea autorităților publice, centrale și locale, din partea întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, indiferent de forma lor de proprietate, din partea tuturor funcționarilor cu funcții de răspundere. Cam aceasta este destinația. Eu pentru aceasta am lucrat pro bono mai mult timp, fiindcă, estimați deputați, toate aceste manuale, ele nu au fost în proiecte. Toate au fost editate din buzunarul meu personal. Spre deosebire de unii concurenți. Eu n-am luat bani de la stat, nici la finanțatori străini. Toate au fost scrise din bugetul meu personal. Și multe acțiuni pro bono le-a făcut până în prezent la fel în Republica Moldova. Haideți să facem o retrospectivă. Am avut o poziție critică în raport cu declanșarea legilor parlamentare anticipate. Critică. Fiindcă atunci când unii colegi sfătuiau șeful statului că e de ajuns numai să treacă 3 luni de zile și se vor întâlni condițiile de dizolvare a Parlamentului, am fost atunci inițial pe poziția că obligatoriu trebuie să expire 3 luni, dar cumulativ cu 2 tentative de desemnare a candidatului la funcție de prim-ministru a guvernului. Inițial mă puneau într-o tabără, că salut Dodon sau altcuiva. Nu, eu am fost în tabăra Constituției. Și atunci când doamna președinte s-a adresat către Curtea Constituțională cu demersul că ați fi dizolvat Parlamentul, ce a făcut? Fac referință la
experții independenți în domeniul dreptului constituțional care au spus că s-au întruit toate condițiile de dizolvare a Parlamentului. Eu am fost primul care a spus lucrul acesta la Alex Kozier într-o emisiune. S-au întruit toate condițiile de dizolvare a Parlamentului. Cu toate că cineva a lansat un măr otrăvit opoziție, cum avea asemenea tentative. Gata. La fel, am avut o poziție critică referitor la Curtea Constituțională în 2019. Împreună cu alți colegi, cu Nicolae Roșca, atunci când Curtea Constituțională făcea această diaree de adoptare a hotărârii, am scris una mică scură la Comisia de la Veneția. Este proba lucrul acesta. Unde mi-am spus punctul meu de vedere referitor la acest termen de 30 de zile și referitor la condiții de dizolvare a Parlamentului. Ceea ce înseamnă că echipa o formez cu oamenii. Și tu trebuie să fii un autentic lider în acest domeniu. Dar niciodată nu poate fi identificat liderul la voi la concurs. Liderul se caută în istorie. Ce poziție a avut în 1999, în 2009 cu 7 aprilie, ce poziție a avut în perioada statului capturat, ce poziție a avut acum la legile parlamentare anticipate, fiindcă greșeala cea mai mare a guvernanților, scoteți de la naftalină persoane care au făcut servilism politic, persoane care nu și-au expus niciodată în public cuvântul, să riște cu un cuvânt. Și voi numiți în funcție ca ulterior cunoașteți că am avut o problemă cu această instituție și ultima idee. Știți că instituția ombudsmanului nu a fost creată ieri sau altă ieri. Instituția ombudsmanului a existat încă din Roma antică, Grecia antică. Nu cu denumirea ombudsman. Dar Roma antică era o instituție care se numea Plebus Tribunus Roma. A fost investită de către împăratul Valentinian. Această instituție atât de importantă a devenit în Roma antică că nimeni nu putea să fie încarcerat fără permisiunea lui Romus Tribunus Roman. Dar știți cine a discreditat-o? Un potentat. Împărații au văzut că este prea mare autoritate și au numit în această funcție o persoană care a discreditat instituția dată. Mersi. Și noi vă mulțumim și vă rugăm următoarele 4 întrebări. Voi fi foarte succint, doamnă președinte. Domnule Cârnaț, ca și în alte instituții de stat și în Oficiul Avocatului Poporului, resursele sunt limitate, inclusiv cele umane. Cum veți realiza sarcinile propuse în cazul în care sarcinile depășesc considerabil resursele umane disponibile? Îmi pare bine că dumneavoastră a spus că depășesc considerabil. Uitați, suntem pe aceeași poziție. Dumneavoastră de acum recunoașteți că ele depășesc resursele umane. 65 de unități în cadrul Oficiului Avocatului Poporului acesta este foarte și foarte puțin. Ce faceți? Un moment. La acest capitol, pentru a veni cu anumite propuneri către guvernanți de a mări statele de personal, trebuie să vezi dacă ai nevoie de mărirea statului de personal. Primul lucru. În al doilea lucru, să vezi dacă acele reprezentanțe de la Cahul, Bălț, Varnița sunt într-adevăr cele mai stringente pentru Republica Moldova sau poți face anumite optimizări la acest capitol și să le faci anumite permutări, adică să le schimb, nu numai decât la Cahul, unde de acum, nu numai decât la Bălți sau la Varnița, poate le multiplicăm, le facem mai în fiecare raion, mai în fiecare sector. De aceea, pentru a înțelege de care este numărul de personal de care am nevoie, eu la bun început trebuie să văd cu ce probleme stringente se întâlnește în prezent avocatul poporului de facto. Lucrul acesta poate să fie săptămână, două, trei, o lună. Ca ulterior, când se vii în fața guvernanților și să ceri motivarea măririi în statul de personal, atunci trebuie ca acest stat de personal să-l, știți, să dea condiții de muncă să lucreze. Fiindcă statul de personal foarte mult contează de oficiu. Inițial trebuie să fie rezolvată problema oficiului, că ulterior se rezolvă problema statului de personal. Și totuși, dacă îmi permiteți, deci dumneavoastră deja sunteți în funcție, deja ați depistat sau ați constatat faptul că sarcinile depășesc cu mult numărul personalului. În perioada între, deci dumneavoastră formulați niște propuneri către guvernare pentru mărirea statelor. Dar până atunci, este o perioadă de timp în care anumite sarcini probabil vor rămâne nerealizate. Deci cum abordați dumneavoastră? Am înțeles întrebarea. Înseamnă că voi prioritiza. Prioritizarea problemelor care stă în fața avocatului poporului. Scopul principal avocatul poporului este de a asigura garantarea dreptului omului din partea cui? Autorităților publice. În cadrul acesta voi identifica acele probleme stringente pe care le-am enunțat anterior.
Dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la educație, excluderea discriminării, garanțiile sociale, aceste domenii care nu pot fi acoperite de alte instituții statale, fiindcă drepturile politice și exclusiv politice mai pot fi garantate de către partide politice, concurențe electorale, comisie electorală centrale, adică acele domenii care nu sunt acoperite de alte instituții. Ca rezultat, eu voi promova anume politica instituției spre rezolvarea acestor scopuri care sunt prioritare în cadrul instituției ombudsmanului. Ca ulterior, odată ce, în conformitate cu legea, am obligația să promovez drepturile omului, să văd la acest capitol ce personal am nevoie pentru a promova drepturile omului. Doi, am obligația de a verifica în ce măsură legislația Republicii Moldova corespunde cu drepturile omului, ce măsură tratatele internaționale ar merita să mai fie ratificate Republica Moldova. La acest capitol, la fel, voi vedea dacă o persoană, două, că nu multe persoane la acest capitol trebuiește, pentru a studia această compatibilitate. Trei, cel mai bine este să previi încălcarea drepturilor omului. Prevenirea încălcării drepturilor omului, aceasta este chit esență avocatul poporului. Dacă îmi permiteți, da, eu aici am să mă întrerup, că deja mergem în alte întrebări. Da. Mai avem încă trei întrebări totuși. Da, domnul Catanoi. Da, vă zic și eu bună ziua. Stimați candidat, mai am o întrebare tot în comportamentul resurse umane. În cazul apariției unor conflicte pe interiorul instituției, ce metode de soluționare propuneți sau veți aplica? Uitați-vă că eu am fost acel candidat care 6 luni a fost în concursul pentru funcția de director la ANI. Am câștigat sau am luat locul întâi la scris, locul întâi la interviu, 6 luni au așteptat Plăhatniuc să mă duc să mă închin. N-am făcut lucrul acesta, fiindcă e bine ca în orice instituție pe care o conduci să fii independent, imparțial. Odată ce ai acceptat condițiile unor politicieni, atunci vei dansa după condițiile respective. De aceea, răspuns la întrebarea referitor la conflicte în cadrul instituției avocatul poporului. Acestea avem legea legată de conflicte de interese. Și atunci când există aspectul conflictelor de interese, fie dintre mine, fie dintr-un angajat al oficiului avocatul poporului, eu sunt de acum obligat să informez Autoritatea Națională de Integritate la capitolul conflicte de interese. În conformitate cu această lege, nu trebuie. Cred că, nu vă spun asta, cred că nu, eu am avut de conflictul nu de interes, conflicte între interior între angajații. Eu am înțeles. Instituții. Referitor la conflicte, vedeți că echipa de multe ori este creată după chipul și asemănarea liderului. De ce? Pentru a exclude orice conflicte, mergi la varianta de team building, consolidarea echipei. A doilea moment, e bine ca discuțiile pe orizontală dintre membrii echipei să fie la ea acasă, pe diferite probleme. Al treilea moment, e bine să fie promovați în funcție persoane în baza principiului meritocratice după ce ai evaluat aceste capacități, fiind în funcția de avocat a poporului. Trei, pentru a exclude conflicte legate de așa, vine la șeful, la ombudsman și spune că cutare și cutare a fost cu, pentru a exclude astfel de lucruri, de suflori sau altceva, din star, să spunem, că instituția avocatul poporului este o instituție de stat și fiecare trebuie să onoreze obligațiune în conformitate cu fișa de post. Dacă s-a încălcat fișa de post, atunci, conform legii, avocatul poporului are posibilitatea să-l disponibilizeze pe cel care a încălcat legea cu privire la avocatul poporului. Da, din asta spune prevenirea conflictului, dar dacă totuși a apărut conflictul, cum soluționați, ce metode, dacă totuși este deja conflict. Există o temă care se numește conflictologia și primul lucru care este, e binevenit ca aceste persoane să fie dispărțite la aspectul conflictologiei. A doilea moment, le explic și unii și la doilea că sunt angajați avocatul poporului. A treilea moment, totuși, până la urmă, dacă nu s-a rezolvat problema, acest conflict, este binevenit ca cuiva să-i propui să părăsească instituția avocatul poporului, fiindcă, în cele din urmă, va duce la o situație nesănătoasă în cadrul instituției respective. Și, nu ultimul rând, este binevenit ca cel care este violent să-l sfătuie ca să depună o plângere către autoritatea publică să examineze cazul dacă a ajuns la violență. Ok, vă mulțumim mult. Următoarea întrebare...
Bună ziua, domnule Cârnaț. Dumneavoastră ați răspuns parțial la întrebarea pe care urmează să vă o adresez, dar totuși vă rog încă o dată să descriți mai detaliat și punctual acțiunile dumneavoastră în cazul când sunteți sesizați cu referire la tratamentul abuziv a unei persoane într-o instituție de stat, de exemplu în penitenciar, și în cadrul vizitei de monitorizare aceste abuzuri se confirmă. Ce veți întreprinde? Așa, primul lucru este verificarea informației la capitolul abuzului care s-a petrecut în penitenciar. Informația respectivă, dacă este autentică, atunci se întocmește un raport. Referitor la acest raport, noi știm că întocmim împreună cu Consiliul de Prevenire a Torturii și în cadrul acestui raport se formulează anumite recomandări către instituția penitenciară în cadrul care s-a petrecut acest abuz legat de persoana care spășește pedeapsa și legat de persoana care a abuzat cel care își spășește pedeapsa. Ca cel care a abuzat să fie atras la răspundere disciplinară, fie răspundere penală, dacă se confirmă că s-a aplicat tortura, iar dacă totuși până la urmă este o imposibilitate ca să rezolve acest abuz în cadrul penitenciarului, este posibil ca persoana respectivă să fie realocată sau luată din instituția, de exemplu, penitenciarul Taraclia și de acum reamplasată într-o altă instituție, în așa fel ca să fie exclus acest abuz pe viitor. Dar cu orice preț, în capul mesei trebuie să fie puse drepturile persoanei față de care a fost admis astfel de acțiuni de abuz. Mulțumim, domnul Chiriacu, vă rog. Bună ziua, domnul Cărnăsu. Bună ziua. Spuneți, vă rog, dacă pe parcursul activității dumneavoastră, până în prezent, cineva v-a solicitat careva favoruri necuvenite? Dacă da, cum ați acționat în acel caz? Și cum veți acționa în cazul în care acest lucru se va întâmpla exercitând funcția de ombudsman? Da, mulțumesc foarte mult de astfel de întrebare și vă spun în felul următor. Cât am fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, am avut mai multe tentative din partea guvernării de a mă atrage în calitate de membru al Partidului Democrat. Eu am refuzat de fiecare dată la acest capitol, deoarece mai presus de tot este legea. La fel, în perioada declanșării alegerilor parlamentare anticipate, am fost, știți așa, rugat să îmi păstrez acea poziție de a critica pe Maia Sandu. Credeți-mă că nu, gratis. Din start am refuzat și în cel de urmă m-am reorientat spre lege și garantarea Constituției. Foarte greu să rezist la astfel de tentații. Dar odată ce am demonstrat că pot rezista, am avut și consecințe. Primul lucru, n-am trecut poligraful lui Plahotniuc în 2017 pentru faptul că nu am acceptat astfel de condiții. În al doilea lucru, în 2019, candidam pentru funcția de avocat a poporului. Parcă avem interes ca acel parlament să-și păstreze funcționalitatea și în cele de urmă deveneam avocatul poporului, dacă îmi păstram poziția inițială și nu mă reorientam la respectarea Constituției de actuala putere. Eu am scuipat, am refuzat din start lucrul acesta. Ceea ce înseamnă că odată ce am demonstrat în trecut că eu pot rezista la astfel de tentații, eu voi rezista și la tentațiile în funcția de avocat a poporului. Ci drept la acest capitol vor fi mult mai puține, fiindcă funcția de avocat a poporului este mai mult o fel de funcție de a speria autoritățile publice ca să-și onoreze obligațiunea de apărare a drepturilor omului, să-și exerce atribuțiile legate de respectarea drepturilor omului. Nu este acel factor de decizie să spună că dacă tu nu faci, vezi că o să te pedepsesc. Nu are acest mecanism. De aceea, arma avocatul poporului este cuvântul, este acțiunea lui, așa știți, mai mult morală și nici de cum sub aspectul de penalitate. De aceea, la acest capitol, cred că mai puține tentații vor fi sub, în sensul de a mă corupe sau să corupe pe cineva. Mersi. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Și ultima întrebare. Domnul Cârnaț, în activitatea noastră profesională, ați avut acțiuni pe care le regretați astăzi? Sincer vă spun, tot ce am făcut din plăcere. Din plăcere am fost profesor universitar 26 de ani și mă bucur că am contribuit prin aceasta crește la 26 de generații de juriști, care
o parte din dumneavoastră stați și aici în auditoriu. Mă bucur că nu mi-am permis niciodată să depunctez vreun student pentru că nu i-a plăcut ochii sau cum m-a tratat. Niciodată nu le-am pus notă negativă la rugămintea la alt profesor. Nu i-am pus notă mai mică la vreun student de când eu mă țin minte 26 de ani. Deoarece am avut un principiu, dacă omul cunoaște, trebuie să fie apreciat la justa valoare. Iar pe cel care, vedem care potențial, îi dăm o speranță de curaj că el merită mai mult. Dar niciodată n-a făcut servilism politic să depunctez pe cineva pentru faptul că a criticat puterea și să-l depunctez în așa fel. Și totuși la regrete revenim. Eu mai asta e regretul. Care e regretul? Uneori vii la concursuri. Eu a patra oară concurez pentru funcție de avocat al poporului. Și mulți acasă și toți 8 copii mă întreabă, tata, dar ce pe nota 4 tu cunoști? Acesta e cel mai mare regret. Credeți-mă. Mersi mult. În rest, eu n-am niciun regret. Ce am făcut, am făcut-o din plăcere. Vă mulțumim frumos. Plăcere. Și... Poftim? Trebuia să fie notă 5. La 5 la 10. Vă mulțumim frumos. Acestea au fost întrebările. Vă mulțumim pentru răspunsurile acordate. Vă dorim în continuare o zi frumoasă. Poate mă întrebați dacă am eu vă întrebare. Succese. Poftiți? Poftim? Dacă aveți întrebări? Da. Nu, n-am întrebat candidatul anterior, dar dacă aveți... Contează foarte mult gradul științific de doctor în drept sau doctor habilitat în drept pentru a accede în funcția de avocat a poporului. Sau, în special, dacă cel care candidează a scris teză de doctorat în acest domeniu. Asta e întrebare retorică. Puteți să nu răspundeți. Mulțumim. Mersi mult. Sănătate. Vreau să o zic cât mai reușită și să fiți cu adevărați reprezentanții poporului autentici. Mersi. Sănătate. La revedere.